Un bărbat de 35 de ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost depistat în trafic de polițiștii mehedințeni în timp ce conducea un autoturism după ce ar fi consumat substanțe psihoactive. Polițiștii au efectuat imediat un control asupra autovehiculului și a persoanei. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, în colaborare cu polițiști din cadrul biroului rutier al Poliției Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, sub coordonarea procurorilor DICOT, biroul teritorial Mehedinți, au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani din Drobeta-Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Iorga după ce a consumat substanțe psihoactive. Cu ocazia controlului efectuat asupra vehiculului și persoanei, au fost găsite 100 grame cannabis, un grinder, un cântar electronic de precizie și suma de 106.000 de lei. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc. Ulterior, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și la un imobil situat în București, unde locuia, fără forme legale, bărbatul de 35 de ani. În urma acțiunilor au fost identificate și ridicate aproximativ 3 kg de cannabis, 13 comprimate ecstasy, 3 telefoane mobile, un laptop, mai multe recipiente și înscrisuri.